când văd câte prostii se pot face și premierul pare să fie depășit de situație, ceea ce s-a întâmplat la Ministerul Culturii pentru mine depășește orice imaginație. Deci un ministru pe care premierul hotărăște să-l demită spune că pleacă din funcție cu condiții. Numai dacă pune succesor persoana pe care o alege el. Și premierul chiar face lucrul ăsta. Ce autoritate să mai aibă în fața celorlalți membri ai cabinetului? Zero. Zero. Problema mare este că ar trebui probabil mai mult de 70% din membrii cabinetului remaniați. Și cred că premierul știe acest lucru. Nu degeaba a făcut ședință de evaluare cu ei. Dar știți de ce nu îi înlocuiește? Că nu mai găsește pe alții care să vrea să fie miniștri 4 luni de zile până la finele mandatului. Asta e o problemă foarte serioasă. Președintele ALDE a vorbit la lansarea candidaților ALDE din județul Galați despre probele frapante de incompetență demonstrate de membrii guvernului Cioloș. Călin Popescu-Tăriceanu a exemplificat această compromitere a ideii de guvern tehnocrat cu deciziile luate de guvern în criza dezinfectanților diluați. Fostul prim-ministru a comparat deciziile guvernului său în criza gripei aviare cu cele ale guvernului Cioloș. Concluzia, guvernul Cioloș pare compus din amatori în guvernare, fără capacități de manager și cu slabe aptitudini de răspuns la crize. Să vă spun ceva, premierul nu poate să fie specialist și în sănătate și în dezinfectanți, dar ai ministru, ai consilier pe sănătate, faci o ședință, aș spune, de urgență, crezi sau înființezi, cum vreți să spune, o celulă de criză în care chem câțiva experți care sunt cei mai buni specialiști în domeniu, da, sunt profesori universitari, practicieni, nu teoreticieni, medici care au această experiență îndelungată, te sfătuiești cu ei și adopți niște măsuri. Lucrul ăsta pare să nu fie cunoscut. Să știți că am trecut prin situații de criză. A fost gripa aviară. M-am dus la Ministerul Agriculturii, mi-aduc aminte, am constituit celula de criză, era acolo, erau specialiștii din minister, au chemat profesor universitar de la Facultatea de Medicină Veterinară, de la Epidemiologie și s-au luat o serie de măsuri, așa se procedează. Dar părerea mea este că ministrul este complet pe din afară, n-are niciun fel de experiență. Să știți că una este să fii medic bun, chirurg bun. Eu pot să recunosc aceste calități, dar de aici la a fi manager, de a avea capacitate administrativă, e distanță mare. Nu toți sunt obligați să întrunească aceste calități. Eu mă mir la Cioloș că nu face lucrul ăsta, trebuia să facă de mult. Să constituie o celulă de criză cu care să rezolve situația. Are la dispoziție tot aparatul statului. Toate instituțiile sunt la dispoziție, numai că trebuie puși la treabă. Guvernul Cioloș a fost criticat și de președintele Klaus Iohannis, care a respins ideea că ar fi guvernul său, cerând partidelor să-și asume soluția de compromis la care au subscris prin susținerea guvernului în Parlament.